Bună seara! Bună seara, oameni dragi, ce mai faceți? Ne bucurăm să fim alături de voi în această seară minunată. Bună seara, bună seara de aici, de la Bistorii! Exact, cea mai dulce platformă de cursuri online. Să începem așa cu câteva urări frumoase pentru că au fost sărbători pe Paștele Catolic și Florile, așa că vă urăm la mulți ani și un Paște fericit celor care s-au sărbătorit ieri. Să aveți parte de bucurii și lucruri minunate. Și lucruri dulci, adică travel cake și madeleine, pentru că Da. acesta este subiectul nostru din această seară. Exact. Deci, după cum bine știți, am lansat două cursuri. Sunt două cursuri frumoase, mai deosebite, cursuri exclusivite, așa cum aș fi obișnuit până acum. Chiar îmi spunea o cursantă noastră dragă, o și salut pe această cale, Georgiana. Băi, Teodora, îmi place foarte mult de voi pentru că veniți cu subiecte diferite, cu subiecte deosebite. Dacă lumea face cozonaci, noi facem checuri. Bună seara, doamna Gabi! Bună seara, ce faceți? Și nu orice cake-uri, vorbim de travel cakes. Ce înseamnă acest lucru, Teodora, travel cakes? Exact cum spune și numele, sunt produse deosebite, care rezistă foarte bine la temperatura camerei, astfel încât ele pot fi transportate la un picnic, le puteți lua la muncă să le împărtășiți, să le dați și colegilor, să le împărțiți cu cei dragi, le puteți pune în punguțe la copii. Madlenele la fel rezistă foarte bine la temperatura camerei. Ce să spun, sunt checuri deosebite, sunt un next level al checurilor clasice, pentru că nu sunt checuri clasice. De asemenea, ele pot fi făcute și în formele clasice, după cum ați văzut și în curs, dar compozițiile sunt deosebite. Parcă am văzut eu câte forme sunt. Avem așa, o formă clasică, o formă cilindrică și o formă Paralelepipedică, da. paralelepipedică. Da, exact. Am pronunțat corect. Da, ai prosa că în pană, te felicităm cu drag. Da, ne-am dorit un curs mai deosebit, tocmai din acest motiv am prezentat și varianta lor modernă, pentru că se caută acest lucru și ne dorim și noi de asemenea să fim în ton cu mari șefi și atunci era mult să-i să aducem ceva deosebit. Chiar m-au întrebat cursanții de unde pot accesa formele, le-am spus în privat acest lucru, că nu vreau să fac reclamă. Dar ce vă sfătuiesc este un singur lucru, să investiți în forme de calitate, în forme de inox, pentru că le veți avea foarte mult timp, iar produsele se vor coace așa cum trebuie și le puteți scoate din formă exact cum trebuie. N-aș recomanda o tablă care la un moment dat se poate rugini, pentru că aceste checuri sunt și umede, se creează o atmosferă de vapori acolo și cu timpul ele pot să ruginească, deci nu recomand decât materiale de calitate și rezistente, dragilor. Dacă punem cele două cursuri la un loc, atât madeleine și travel cake, câte rețete ne dau? E o întrebare cam greșită, nu? Da, deci aceste travel case, pentru cine nu știe, sunt patru rețete, dar aceste patru rețete mai înglobează alte rețete. Deci vorbim aici de inserții, vorbim aici de creme de decor, vorbim de glazuri, de diverse moduri de lucruri. De lucru, deci nu sunt doar patru simple rețete. Vorbim de multe tehnici Bun, de hai să lucru le luăm pe și rând. de alte rețete. Avem o tehnică. Prima dată ce facem? Cum e că ce facem? Pe ce Citim facem? cursul, dragilor! Citim cursul, ok. Citim cursul. Cursurile, să știți că sunt foarte stufoase. Deci, pentru cine nu ne cunoaște, cine urmărește pentru prima dată, tocmai am lansat două cursuri, Madlene și Cake Travels. În momentul de față avem și o ofertă specială. Ne-am dorit să lansăm în această perioadă de Paște, pentru că nouă ne place să facem cadouri, iar unul dintre cursuri este gratuit din partea noastră, adică este cadou de la iepurașul de Paște, de la Bistorii. Se poate spune sub forma aceasta sau se poate spune și sub o altă formă, dragilor. Cursul de travel cake, dacă nu mă înșel eu, este 69 de euro. Dacă cineva Da. îl dorește să-l Separat, în achiziționeze, momentul de față. Deci... da, travel cake. Ok. Dacă se dorește la fel a se achiziționa și cursul de madeleine, mai înseamnă alți 69 de euro. Într-un final, 69 plus 69, două sumă, da? Da, exact. Ok? Însă, voi pe amândouă le puteți lua la preț de 1. Da? Se poate spune și sub forma aceasta. Da, așa este, am făcut un pachet special. Deci cum intrați pe platforma de cursuri, pentru că mulți m-au întrebat unde găsim cursurile acestea. Exact pe platforma noastră, cursuri.bigstoryteller.ro. Noi vom lăsa și linkul în aici în live, să spunem în comentarii.
pentru că ar fi păcat să, dacă sunt persoane și vor să profite de ofertă, să ia acel pachet în care este inclus cadou de la noi, pentru că chiar azi am vorbit cu două persoane și m-au întrebat, dar aș vrea să iau doar cursul de checkuri. Zic, măi, îți recomand să iei pachetul total, pentru că acolo mai încă un curs cadou. Deci, doi într-unul, da. Încă o dată, nu e un curs cadou. Sunt două cursuri la preț de unul singur. Nu, dragule. E cadou din partea noastră unul dintre ele. După aceea se va schimba prețul. După cum știți, noi nu avem prețurile, cum să spun, foarte mici. Pentru că noi aici oferim o informație foarte exactă, oferim tehnici foarte bune, oferim rețete foarte bune și atunci educația de calitate costă. Hai să le luăm pas cu pas. Travel Cake înseamnă 118 pagini, da, de curs scris, plus imagini realizate pe toată perioada de execuție a acestor checuri, de la pas cu pas, turnare până la glazurare, până la a realiza inserții, CJL-uri s-au folosit și așa mai departe, nu? Da, și toți pașii. Asta înseamnă un volum foarte mare de muncă. Mie mi-a plăcut ce așezat-o la deasupra. Final, deasupra, ca și decor. Ce la sunt? Care dintre ele? Cremele de decor? Cremele sau? De decor. Da. Ce sunt acele minunății? Sunt niște garnajuri foarte frumoase. Acum depinde foarte mult de chec, pentru că am prezentat și un șantilly deosebit cu mascarpone, care merge absolut la toate checurile, fără nicio discuție. Avem un ganaj magic de ciocolată, deci este un ganaj extraordinar de bun. Chiar vă spuneam că mie nu-mi plac torturile cu ganaj de ciocolată, care în momentul în care sunt introduse la frigider devin tare ca piatra. Nu recomand să realizați astfel de creme pentru că nu e normal. Noi ne dorim creme bune, creme să fie cremoase, să fie moi în momentul în care le scoți din frigider și le-ai mâncat. Adică nu putem aștepta o oră la temperatura camerei să se înmoaie acel ganaj. Nu există așa ceva. Și atunci acest ganaj care se găsește și la Travel Cakes în acest e-book, cu exactitate la checul brownie, el este prezentat atât ca inserție cât și ca cremă de decor. Pe lângă faptul că poate fi folosit la aceste checuri, acest ganaj poate fi inserat în torturi, exact în torturi. Este extraordinar de bun. Chiar o salut pe Luminița care azi a făcut ganajul, aștept să-mi spună cum mi se pare. Te salut cu drag. Este fenomenal de bun și doar să vă gândiți că aceste produse nu sunt exagerat de dulci. Sunt extrem de bine echilibrate, chiar și checul cu nuși pecan, în care întâlnim acel caramel magic. Este într-adevăr un caramel extraordinar de bun, cum i-am spus eu, un caramel șmecher, pentru că poate fi folosit ca inserții, poate fi folosit la decor, atât aerat cât și neaerat, are o stabilitate formidabilă, o ținută impecabilă, este extraordinar de bun, credeți-mă, e foarte, foarte bun. Chiar azi m-a întrebat o doamnă, Teodora, de ce ai pus în el? Are și gust de arahide, nu știu ce are acolo. Zic, măi, nu e realizat decât din trei ingrediente, atât. Trei ingrediente mari și late, foarte bune și deosebite. Îmi dai voie, Teodora, să fac o recapitulare a celor patru checuri. Deci, avem așa, checul lămâie, inserție, jeleu de căpșun, glazură cu ciocolată ruby și chantilly cu mascarpone. Primul, da? Puțin, dar la checul cu lămâie mai avem încă un căr cu calamansii și încă o întrebare de la o cursantă a noastră dragă din Spania, Raluca, pe care o salut cu drag, m-a întrebat, Teodora, cum ai obținut acea culoare la checul cu lămâie la glazură? Dragilor, vorbim aici de glazuri foarte simple, fără coloranțe, deci este culoare naturală. Așa, mai departe, domnul Pană. Checul pe care l-ai pomenit și îl recapitulez aici, chec brownie cu inserție ganaj de ciocolată, glazură cu ciocolată neagră și decor ganaj cu ciocolată. Da, este fantastic. Deci acest chec este deosebit. Pur și simplu se topește în gură, are o textură deosebită. Nici nu este foarte dulce la ganajul acela, este... E formidabil. Ce să zic, eu iubesc ciocolata și atunci un ganaj realizat cu ingrediente de calitate, deci formaj de ciocolată veritabilă care conține unte de cacao, pentru că nu putem să folosim alt tip de ciocolată, este un lucru magic, dragilor, este magie curată. Apoi cel de-al treilea chec este un chec destinat sau cu dedicație pentru cei mici, greșesc, chec cu ananas și mere, inserție, jeleu, ananas, glazură, caramel și decor cremă chantilly cu mascarpone. Da, este un chec foarte, foarte bun. Sunt sigură că va plăcea foarte mult această rețetă la copii, dar nu cât și la adulți, mai mult ca sigur, pentru că are
atât checul în sine are, în interiorul lui are și piure de ananas, plus că mai venim cu încă o inserție jeleu de ananas, vă dați seama cât de aromat poate să fie acest chec. Iar crema chantilly, care, pe care eu o iubesc foarte mult, se face într-un mod cât mai simplu, din ingrediente foarte simple și este foarte, foarte bună. Eu sunt adepta lucrurilor simple, chiar dacă rețetele noastre poate par așa un pic pompoase, să spunem, dar dacă ai lua segmentat rețetele, o să vă dați seama că sunt ușor de realizat. Mie îmi place să nu pierd timp foarte mult, tocmai de aceea și la madeleine, tehnica de lucru este una foarte simplă și cu rezultate foarte deosebite. Deci, ultimul torc, că am ajuns și la acesta, este checul nișpecani în secție caramel onctuos, da, glazură, da, ciocolată cu lapte și decor caramel monte. Da, tocmai ce l-am lăudat ceva mai devreme, acest chec este formidabil, pe lângă faptul că el este o rețetă versatilă în același timp, cam toate de altfel, pentru că le puteți schimba anumite ingrediente, cum sunt nucile sau anumite paste de alune, și atunci puteți obține rețete noi, cât și gusturi diferite. Deci vă puteți juca cu ele fără nicio problemă. Și am ajuns și la madeleine. Madeleine care... Uite, n-am specificat un lucru. Dacă sunt persoane care nu au formele speciale, pentru că într-adevăr trebuie să recunoaștem faptul că aceste forme speciale chiar încântă privirile și, și ne face să obținem produse chiar deosebite și de top, nu le aveți nicio problemă, puteți să realizați rețetele de checuri în formele clasice, normale, de cozonac pe care le aveți acasă sau puteți face diverse improvizații. Am mai făcut eu o completare și hai să spunem pe platformă câteva tipsuri care să vă ajute. Le puteți face exact cum am spus, formele clasice. Iar aici am prezentat câteva modalități, astfel încât dintr-un chec clasic să ajungem la un chec deosebit, folosind anumite glazuri, anumite, să spunem, elemente de decor, și atunci chiar puteți obține aceste checuri clasice într-o ținută elegantă și de actualitate. Putem trece la madeleine? Da. Putem trece la madeleine. Te mai oprește Dumnezeu, nu te mai oprește. Da, uite, vreau să salut și pe doamna Ica și pe Eli Elena, să le mulțumim pe toate aprecierile. Mergi puțin mai încolo, să am și un loc în cadru. Mă dă la o parte, băiatul. Mergi să am și un loc în cadru. Bine. Ok. Da, am mâncat multe checuri, dragilor. Da. Ok. Bun, da, trecem madeleine. La madeleine. Madeleine care tu ai spus că sunt deosebite și ajută și la construirea unui candy bar. Ba mai mult, pot fi aranjate în cutii, punguțe sau borcane. Cănane, da, borcane. Da, da, da. Nu borcanane, borcane. Borcane, borcane. Sau deci, borcane. Dragi, borcanacete. Să știți că majoritatea, de fapt, cred că toate produsele noastre din platformă se adresează și în meselor festive. Adică vorbim de nunții, de botezuri, de diverse onomastici, chiar dacă vrei să-l organizezi și acasă, în grădină, să spunem vara, ceva deosebit, o petrecere, atunci dacă vrei să o faci, poți să vii cu aceste produse fără nicio problemă. Madeleinele în acest curs sunt ridicate la un alt nivel. Pe lângă faptul că veți lua contact cu rețete foarte bune, foarte gustoase, vorbim de madeleine umede, nu de madeleine uscate, sunt extrem de bune, deci am mâncat la madeleine, n-ați vrea să știți câte. Și venim cu varianta lor și elegantă, adică ținem pe cea clasică care este prezentată și ea, dar venim și cu inserții, venim cu creme de decor. Iar aici avem iar un ganaj deosebit, avem și cărd deosebit. Vorbim de produse foarte elegante, produse de top, pe care le puteți prezenta cu mare încredere la candy bar-ul. Sunt extraordinar de bune, deci foarte, foarte bune. Noi avem și câteva poze prezentate pe site realizate de domnul Pană. Cred că au fost realizate undeva la peste 1000 de fotografii. Ce 1000? N-a pus să selecteze, deci foarte multe. Iar date, în e-book-uri sunt suficient de multe imagini, astfel încât să reușiți din prima, pentru că ăsta este scopul nou. Da, s-a și văzut în aceste zile, cursanții noștri chiar au postat produsele. Doamna Gabi Ionica azi ne-a încântat cu madeleinele brownie extraordinar de bune. O avem pe Ana La Ruca din Spania, care a făcut checul cu nuci pecan, dar în varianta cu alune, pentru că nu s-au mai găsit nucile pecan la magazin.
Adică s-au tot făcut produse, o salut pe Bianca Samosan din Belgia, care a făcut madlenele Red Velvet, Da. o salutăm și pe fetiță, ea a ales Îi rețeta, salutăm și pe soțul da, și doamnei. pe soțul doamnei care ne iubește atât de mult și el se bucură de produse minunate. Ce să zic, cursurile sunt extraordinar de frumoase. Mie îmi plac madlenele acelea care sunt îmbrăcate cu o foiță de ciocolată. Deci în cursul de madlene avem prezentarea lor clasică, avem prezentarea lor pentru candy bar-uri și diverse evenimente festive, avem și prezentarea lor cu cochilie din ciocolată. Deci aveți multe... Mercula lele lângă, așa le-am fotografiat. Da, așa, ce mai avem aici? Să păi avem așa, madlene brownie cu jeleu de căpșun și ganaș de ciocolată. Da, deci da. Ne uităm aici la... Avem madlene cu vanilie. Așa. Tot la mână, așa, madlene brownie am spus, madlene cu nes. Doamne, sunt extraordinar de bune madlenele cu nes. Eu ador cafeaua, ador nesul, ce să spun, și cu ganajul de ciocolată prezentat în curs. Chiar și cu o pralină sau o pasă de alune, dacă doriți să o injectați în acea madlenă, devine, ce să zic, devine un adevărat deliciu. Merg dimineața la cafea, sunt senzați. Da, 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 sunt, dragilor, persoane care în anumite țări servesc dimineața la cafea o felie de chex sau aceste madlene deosebite. Chiar puteți să organizați cu aceste produse cutiuțe dulci, chiar în fiecare săptămână, sau un laboratoare să le aveți în vitrina dulce de cofetărie, sau un weekend pentru cei care organizează aceste cutiuțe. Deci puteți să puneți aceste produse cu mare încredere. Un alt avantaj al checurilor din cursul Cake Travels este faptul că ele pot fi porționate. Ce înseamnă acest lucru? Voi le puteți prezenta la candy bar-uri porționate, deci se taie foarte frumos. Îmi pare rău că n-am apucat să facem... Sau într-o vitrină de cofetărie. Da, într-o vitrină de cofetărie. Îmi pare rău că n-am apucat să facem poze, dar am eu o mică filmare într-o farfurie cu ele, deci vă dați seama că le-am mâncat. Așa. Și le puteți pune chiar în cutiuțele dulci, deci la candy bar-uri cât și la cutiuțele dulci. Deci puteți să faceți un obicei, astfel încât clienții să devină dependenți de voi, de aceste gusturi minunate. Credeți-mă că o să-i dați pe spate. Mai dăm voie să fiu de acord cu tine și spun și de ce, pentru că nu știu dacă ți-am împărtășit întâmplarea asta, dar dacă ți-aduci aminte, la început de luna martie, când a fost necesar să duc actele contabile, am mers și cu câteva madlene la contabilitate și ghiși ce s-a întâmplat când am mers la început de luna aprilie. Măi, dar de unde putem lua și noi aceste minunății? Și am spus că urmează să punem un curs pe platformă. Da, deci cine vrea să le pregătească poate să aibă acces la acest curs. De fapt, este doar intră pe platformă și acces la curs. A, încă câteva detalii importante. Ce vrei să spui ceva de madlenele cum acea? Doamne, sunt wow, deci sunt fantastice. Deci cine îmi dau seama că matcha. Sunt persoane care nu au gustat matcha până acum. Sau dacă au gustat, au gustat și nu le-a plăcut, să spunem, combinația, pentru că de multe ori se exagerează cu matcha în rețete. Dacă pui prea multă matcha, nu e bine, că ajungi la un gust de iarbă, la ușor amar și ai stricat rețeta. Nu, de iarbă verde, deci credeți-mă că așa este. Dar dacă echilibrezi foarte bine această matcha în rețete, devine ceva fantastic. Deci exact cum e la tarta cu matcha, deci are un gust divin tarta aceea cu matcha. Mi-e foarte greu să spun și la tarte care e pe primul loc, se bate așa între tarta cu lămâie și tarta cu matcha, dar matcha vine cu, nu știu, cu aromă deosebită. Iar aici avem madlena cu matcha, cu inserție jeleu de căpșuni, acesta poate fi înlocuit și cu zmeură, și cu un căr de calamansi. Deci, dragilor, credeți-mă că este rai, e ceva... Deci eu am mâncat foarte multe madlene, credeți-mă. Domnul Cristian mă întreba, iar mănânci, iar mănânci, zic, măi, trebuie să mănânc și când gătesc, când fac rețeta din cocă. Trebuie să văd și când se coace. Vreau să gust și prima zi, a doua zi, a treia zi. La toamnă are interzis la cursuri de cofetărie. Da, nu mai gătesc, deci nu mai gătesc. Nu mai creează niciun curs de cofetărie, intră la dietă. Intră la dietă, deci numai dieta cu balene și cu Cake Travels. Deci am gustat și am mâncat, credeți-mă, foarte, foarte mult din ele. Povestește-ne, te rog, și despre madlena Red Velvet. Foarte bună și asta, ușor aromată, pufoasă, delicată. Exact cum a spus și fetița Bianca, pe care o salutăm, bună fetiță frumoasă. Ea a ales această rețetă să o pregătească prima dată, i-a plăcut foarte mult.
Ai zis Red Velvet Pozele, și... pozele au atras-o, Da, da. pentru că copiii sunt încântați de culori. Și atunci, ce să spun, pe lângă culoare a fost încântată și de gust. Ne bucurăm tare mult, e foarte bun acela Madeleine cu madeleine. fructe și diverse incluziuni. Da, pe lângă faptul că aceste madeleine pot fi realizate și simple, voi le puteți îmbogăți cu anumite ingrediente, cu fructe, cu alune, cu diverse incluziuni și atunci puteți da naștere unor noi combinații. Ok, madeleine cu vanilie, jelat de căpșuni și Da, caramel sunt edulcorat, multe. căr cu calamansi. A, bună Ok. seara, Cristina, te salutăm cu drag. Trebuie să spunem că a noastră cursantă dragă, Cristina Vovolae, i-a uimit pe cei din Marea Britanie cu ole prăjituri. Îi salutăm pe această cală pe toți și ne bucurăm că au avut ocazia să guste din aceste produse, pe care chiar într-adevăr au impresionat pe toată lumea care a participat la acel eveniment, cât și pe copii. Salutăm și pe doamna Monu. Și pe cine nu am mai salutat? Pe Andreea Uite, Vâlcec, te salutăm și Andreea, te salutăm cu drag, mulțumim că ne urmăriți și Liliana Praja, bună Liliana, mă bucur să te văd. Așa, deci sunt foarte mulți care ne urmăriți, Ana Maria, te salutăm cu drag, Liliana doamna Praja, Ica, doamna Gabi, deci vă salutăm cu drag. Chiar, Rahela Bălan, da, cei, probabil că majoritatea să ne urmăriți și Aura după Tatiana ce, da. Gheorghe, sigur că da, voi o să vedeți. A, ce vreau să-ți mai spun, la noi cursurile de pe platformă se pot accesa foarte ușor cu un card, ca și cum ai face o cumpărătură online, este foarte simplu. Dacă sunt persoane, că s-au întâmplat cazuri să facem facturi, dacă sunt persoane care nu pot plăti cu cardul și pot să facă un transfer mult mai simplu, atunci Îmi trimiteți mie doi pupici. da, îi trimiteți lui Cristian datele, eu le culeg și le trimit lui, așa, dați datele. Noi vă facem factura. Factura este foarte ușor de citit, probabil că ați și văzut. Avem atât cont de lei cât și cont de euro, deci noi putem să vă facem factura în aceste două monede, să spunem. Primim și în japonez. Da, zic probabil, da, nu știu, probabil că se face conversia în bancă. Lumină. Da, dar factura o facem ori în lei, în ron sau în euro, deci fără nicio problemă, în funcție de contul pe care îl aveți. Noi suntem persoană juridică, dragilor, suntem, cum spun, creditori la stat, nu? Suntem în legalitate. Sau cum se spune? Da, suntem, deci suntem persoană juridică. Că au mai fost persoane, Teodora, ați puteți ține cont? Nu, dragilor, la noi toate cursurile au factură, plătiți în conturile Și cu firmei, garanție. da, și cu garanție, așa. De asemenea, da, sunt persoane juridice care cumpără de la noi, adică sunt laboratoare de cofetărie. Vreau să le spun că în contul lor din platformă, în momentul în care ei au făcut, să spunem, o plată pe site, în contul lor, în comenzi, se găsește factura care poate fi salvată și trimisă la contabilitate. Asta dacă ați bifat persoană juridică. Și nu, poate să fie și persoană fizică care plătește cu un card direct pe site, atunci se emite automat factura. Dacă o facem noi, vă dăm noi atunci și o completați și faceți un transfer. Adică sunt modalități și suntem deschiși la orice problemă. Dacă sunt întrebări, eu ați văzut că răspund foarte repede, chiar mai repede decât vă așteptați. Așa, deci orice amănunt sau orice chichiță care vi se pare, băi, ceva ciudat sau Teodora, ar fi bună forma aceasta de copt, n-ar fi bună, ce să spun, acum este nebunia cu formele de madeleine pentru că magazinul de la care eu am cumpărat se pare că nu le mai are pe stoc. Urmează să. Poate, da, urmează să le aducă, dar am găsit alte variante, așa că îi rugăm pe cei de la magazin să aducă iar și cât mai multe. Sunt și variante de silicon, deci noi lucrăm, eu prefer variantele metalice, dar există și variante din silicon cu care se lucrează foarte bine, fără nicio problemă. Voi să ajustați aceste forme în funcție de cuptorul pe care îl aveți, pentru că sunt persoane care fac din pasiune acasă și atunci au cuptoare casnice, sunt persoane care lucrează în laborator și au cuptoarele mai mari și atunci vă puteți redimensiona, să spunem, aceste forme pe cuptoarele voastre. Eu ce să spun, că am copt atâtea madeleine încât mi-am luat patru forme, dragilor. Deci, ce să spun, da, sunt foarte încântată de aceste două cursuri și mă bucur că exact când le-ați luat, că majoritatea le-au achiziționat în primele zile, ați fost foarte încântați de modul lor de prezentare, ne-ați și felicitat în acest sens și vă mulțumim foarte mult. Sunt într-adevăr pline de foarte multe explicații, chiar mai multe explicații decât vă poate da oricine în lumea asta. Și ce e foarte important Da. și Bună, Bianca! Te salutăm cu drag! completez
Lasă-mă, te rog Bine, te frumos. las, te las, te Lasă-mă, las, te te las. n-am crezut că poți vorbi atât de mult. Doamne, ce mult vorbesc. Da, incredibil de mult vorbește. Bun, e în regulă. Ce e foarte, foarte important, scopul nostru nu este doar să vă vindem un curs, voi să-l Exact. descărcați și să-l țineți acolo, da? Ok, profitați acum, într-adevăr, de perioada asta de reducere până pe 23, duminică 23 aprilie, da? Până pe această dată este valabilă oferta de 2. Da, deci va expira pe Da, ok. 23 noapte, nu? Da, După ora de 69 de 24, euro, da. ok. Bun, deci este foarte important că voi, timp de un an de zile, ok, nu faci madeleine, nu faci travel cake acum, sau le faci acum, sau faci numai o variantă, numai o rețetă, ulterior te puși de altă rețetă, sigur, te vei descurca la orice moment, dar e foarte important că tu dacă te apuci peste 5 luni, peste 6 luni, peste 7 luni să faci această rețetă, tu timp de 12 luni ai suportul Teodorei. Aș putea spune că în Deci un an momentul de de zile mă găsiți față, aici, dragilor. cel puțin în România, da? Pentru că cursurile sunt în limba română, destinate tuturor românilor, De pretutindeni, de pretutindeni, exact, da? da. Deci cineva care să dedice un curs românilor și să aibă suport timp de 12 luni, eu nu cred că îți cunoaște, da? Da, nu știu nici eu că... Eu nu cunosc, exact, eu nu da, cunosc da. Ca tu să cumperi un curs și timp de 12 luni să ai suportul instructor. Da, deci mie puteți să scrieți oricând, mă puteți suna, eu răspund. Aveți garanția aceasta reușitei și suportul Teodor. Da. Ce trebuia noi să mai menționăm dacă e cineva și dorește să ne întrebe ceva? Acum Da. este momentul, dragilor. De, să ne întrebe, să te întrebe, mă Da, da, întreb da, pe da. tine orice pe tine și nu... A, da, încă un aspect important. Dragilor, vreau să vă spun că toți cursanții noștri sunt oameni de elită, în sensul că au educație la nivel înalt, au un bun simț ieșit din comun. Și atunci eu aș prefera ca cursanții noștri dragi să nu fie deranjați de anumite persoane care cer rețeta. Eu dacă fac o postare și expun munca unui cursant, o fac pentru că apreciez munca lui. Îi respect munca pentru că este un efort fantastic să faci atâtea produse de cofetărie și vreau și voi să cunoașteți toate aceste lucruri. Dar apar și persoane care încep să pună diverse întrebări. Vă rog rețeta, vă rog rețeta acelui cursant. Dragilor, nu-i mai deranjez pe cursanți pentru că și la un moment dat o să vă dea bloc, pentru că asta se întâmplă. Ei au investit în cursuri, au investit în ore, în ore de studiu, în timpul lor, mai ales în, vorbim și de ustensilele care sunt scumpe și acestea, vorbim și de orele pierdute, vorbim de nopți pierdute. Adică totul, nu spunem că totul se rezumă la bani, totul înseamnă timp și totul este prețios. Aceasta e, dedicare, da, asumare. Dedicare, asumare. Sunt foarte puțini care înțeleg acest lucru și atunci apar diverse persoane care cred că li se cuvine totul aici în mediul online, și pac, aruncă câte un mesaj, câte o gălușcă, dar aceste mesaje la un moment dat eu o să le șterg pe toate, nu o să le mai vedeți. Noi suntem foarte atenți, adică e un soft care vă urmărește. E o chestiune doar de bun simț și de dorință de a da. Merge mai departe și de a clădi împreună ceva. Da, adică încercați să respectați munca celor dragi. Dacă aveți lângă voi cursanți care fac produsele noastre, cumpărați-le cu mare încredere pentru că sunt foarte bune și în felul acesta îi respectați și munca cursantului, îl respectați și pe el, dar nu mai deranjați pentru că școala este Uite, școală. Mi-am da, adus școală aminte, școală. Pare rău, n-am reținut numele cursantei, cred că e de zona de vest, zona Timișoara, ceva de genul. A mâncat de undeva fructe prăjituri, da, da. Ok, le-a primit cadou din partea soțului. Ce a făcut doamna? A căutat să mai cumpere fructe prăjituri la anumite cofetării, n-a găsit sub nicio găsit, formă. Exact, da, Ei, a căutat pe internet, a dat o căutare, a ajuns la noi pe platformă, a cumpărat cursul de fructe prăjituri și ce să vezi, eu și fructele prăjituri. Din prima, da. Da, o salutăm Dar cu drag. Ce e foarte interesant aici, n-avea absolut niciun fel de treabă cu partea de cofetării. Exact. Da.
în momentul în care guști un produs foarte bun și vrei să-l mai cumperi și nu ai de unde, se pare că ajungi la noi pe platformă și vei fi cucerit de aceste tehnici de lucru și de cursurile în sine, pentru că sunt foarte frumoase, toate rețetele sunt deosebite. Chiar rog și cursanții noștri să-și facă timp, pentru că e atâta informație acolo. În primul rând, să-și salveze cursurile în format PDF, pentru că sunt o minune acele cursuri. Și când dau timp sau să-și facă cumva timp să... 30 de minute 30 de zi, minute un pe obicei zi. zilnic. Da, un obicei zilnic să te uiți la câte un curs. Acum mă uit 30 de minute, mâine mă uit 30 de minute. Avem un curs fantastic și de trufe. Chiar îi spuneam unei cursante, și cum aveți și trufe? Zic, da, deci avem două de trufe deosebite. Sunt foarte bune, mai ales în primul curs pe care l-am lansat de trufe, am explicat foarte bine și tehnica ganajului acolo. Deci sunt niște tehnici care, într-adevăr, duc la produse foarte bune și, într-adevăr, tehnica, să știți, tehnica de lucru face diferența. Nu mai zic de rețetă în sine, dar tehnica de Așa lucru este. face Nu diferența, credeți-mă. doar rețeta cu câteva gramaje de ingrediente, asta e important. Metoda și tehnica de lucru și într-un final să aveți rezultatul pe care vi-l doriți. Bună, Luminița, te salutăm, să ne spui cum au ieșit ganajul de ciocolată, deci așteptăm mesajul tău. Eu m-aș mai simți dator cu un răspuns că tot am mai fost întrebați, bine, bine, dar am vrea la un moment dat acces la toate. Da, ok, cine este interesat să aibă acces la toate cursurile din platformă, să ne dea un mesaj, un telefon și găsim o Da, o soluție soluție. personalizată. Pentru că noi, în momentul de față, nu mai avem abonamentul premium. Toți cursanții care au beneficiat de acel abonament, ei au rămas în continuare pe platforma alături de noi și au facilitățile pe care le-au avut și atunci. Dar dacă sunt și persoane care își doresc acces la toată platforma, ne puteți suna, avem numărul pe site, noi răspundem oricând. Dacă se întâmplă să nu putem răspunde, atunci noi revenim cu un telefon. Vă facem o ofertă personalizată, stăm de vorbă cu voi. În primul rând dorim să știm cine sunteți, ce experiență aveți, dacă sunt pentru voi aceste cursuri, pentru că este un lucru foarte Da, important. chiar vrem să ne asigurăm că Da. voi chiar vă doriți Adică dacă să ar ajunge, ajungeți la da. rezultate, nu doar să aveți acces la o platformă. Gândiți-vă că știți cum era înainte pe timpuri, domne, să fii medic bun, te duci la diverse întâlniri, faci diverse cursuri. Așa s-a ajuns în fiecare domeniu. Ca să fim cât mai buni în fiecare zi sau să evoluăm cu fiecare zi care trece, trebuie să studiem în fiecare domeniu. Și așa este și cofetăria, pentru că cofetăria asta ai impresia că nu știi nimic. Și eu la fel, spun despre mine, pentru că în fiecare zi apare câte ceva nou. Și într-adevăr, e atâta informație din toate sursele, să spunem, la un moment dat te simți cumva copleșit. Dar dacă o luați ușor, ușor și treptat, în fiecare zi făcând câte ceva pentru voi și pentru pasiunea voastră, o să vedeți că la sfârșit de an veți acumula foarte multe informații și tehnici de lucru, foarte, foarte multe, care vă ajută enorm de mult. Deci enorm de mult. Nu numai pe voi, cât și pe cei care le vor Da, Gustav. Uite, chiar dezbanca. doamna Ionica mi-a dat un mesaj azi foarte drăguț, că atât de bune sunt madelenele brownie și se fac atât de ușor. Da, dragilor, sunt și persoane care n-au reușit să facă madelene pentru că dacă accesezi anumite site-uri, lucrurile se complică. Lumea preferă să facă totul prea pompos, știți cum e. Și atunci, dacă tu îi spui într-un mod cât mai simplu lucrurile și spui micile secrete, nu are de ce să nu-ți iasă. Deci, doamna Ionica, chiar vă salutăm și vă felicităm pentru aceste madeline, chiar arătau fenomenal de bune. Deci, nu știu câte ați mâncat, să ne spuneți câte ați mâncat. Deci, neapărat. Eu am mâncat foarte multe, deci Draga oricum. mea Teodora, țin să-ți mărturisesc că am depășit 30 de minute. Asta puțin, puțin, am stat Da. mult. A trecut timpul prea repede, domnule. Așa este. Când vorbești foarte mult, trece foarte repede. Sper să nu fiu omis noi ceva. Da, dacă îmi zici ceva, nu e niciun fel de Pentru că nu problemă. ne-am notat pe o hârtie să ce trebuie să Noi vorbim, suntem da. aici, răspundem, așa cum ai spus, la întrebările pe care și le doresc cursanții, A, le uite, vedem. Bianca ce ne spune, tortul cu mus bavaresc cu ciocă cu lapte și mus cu scorțișoare a făcut furor. Da, super, super, mulțumim mult, Bianca. Bianca acum spune un lucru foarte fain, pentru că avem atât de multe rețete și sunt toate versatile, astfel încât voi puteți să creați lucruri noi. Deci vă puteți juca cu ele, cu ingredientele puțin, cu straturile de cremă și atunci puteți să realizați cumva tortul noi, ceea ce este un lucru fantastic de bun. Adică vrei să spui tu mie că cu ingredientele de la fructe prăjituri poți realiza un tort. Da, desigur. Deci cei care nu au formele de fructe, cu
siguranță pot să facă torturi, pentru că sunt cremele extraordinar de bune. Aveți și blaguri aromate acolo. Dacă poate vreau să fac roșie și n-am forma de roșie, pot să fac un tort. Da, normal, nicio problemă. Puteți sau un cafetino. Da, exact, puteți să faceți orice. Avem la prăjitura, de exemplu, prăjitura în formă de fruct caise sau piersică. Din acea combinație puteți să faceți un carrot cake extraordinar de bun. Deci, cine nu a făcut să-l facă? Mousse, într-adevăr, este un mousse cu multă ciocolată, dar extraordinar de bun. Blatul este fantastic, geleul cu caise este fenomenal și nuci. Credeți-mă, deci este un carrot cake senzațional de bun. Foarte, foarte bun. Aromata este iar și mandarina, are acolo un cremos foarte bun. Are un mousse cu ciocolată și portocală delicios, un blat umed foarte bun. Într-adevăr, voi puteți să înjonglați cu toate aceste elemente și să creați ceva nou. De asemenea, dacă nu vreți să faceți torturi, faceți deserturi la pahar, faceți orice alte prăjituri, ați și văzut că toate torturile noastre sau toate rețetele pot fi făcute prăjituri și tăiate frumos, feliate, ușor decorate și deja ați făcut monoporții simple, fără să mai folosiți și alte ustensile pompoase. Ați turnat într-un cadru metalic. Te doare că poți să-i poftă de ceva dulce. E hot, e hot, dragilor, și vă spun de ce. Mare chec cu lămâie și portocală. Chiar azi l-am filmat, am ca și eu, așa, dar el vrea să duce să guste. Și dă vina pe mine că mănânc tot. Deci, apropo, Bianca a făcut tortul cu... Joacă teatru. Nu joacă teatru, dragilor. Bianca este martor. Bianca a făcut checul cu portocală și lămâie. Madeleine este din rețetă, adică ne ajunge o tavă de madeleine? Este cam 24, dar depinde foarte mult ce formă aveți. Asta e foarte important și cât umpleți forma. Eu am scris acolo undeva între 70-90% cel mult să se umple forma. Dar aici depinde foarte mult de forma pe care o folosiți. Eu aș recomanda să faceți chiar porție dulo, pentru că se termină foarte repede. Și cum spuneam de checul cu lămâie și portocală, Bianca l-a făcut. Nu, e hoț. Bianca l-a făcut și mi-a mărturisit că a ei copilași dragi nu mănâncă de obicei așa combinație cu lămâie și portocală, dar l-au devorat. Dragilor, este foarte bun, foarte echilibrat, este extrem de aromat, deci este divin. Bun, deci eu am mâncat azi, mănâncă și domnul Pan. Nu, eu vă spun ce să fac, pentru că se apropie sărbătoarea de Paște creștin-ortodoxă. Am să mă apuc să realizez un nou de găină, de prepeliță, de rață și un nou de... Tinamo? Nu, dragă, nu. Tinamous Major se numește. Este o pasăre foarte drăguță care face ouă în diverse nuanțe. Deci cursul acesta de prăjituri ouă se asortează foarte bine cu masa de Paște. Chiar puteți să jucați și câte o farsă invitațiilor. Dragilor, haideți să ciocnim. Și atunci ei când ciocnesc, ups, surpriza, o să fie ceva dulce și bun. Eu aș spune așa, să ciocnesc acolo butonul de închide transmisiunea și să... Chiar să mergem, că mai avem niște treabă. Ai treabă, dar vreau să mănânc din chec. Deci... Nu, am de... Da, deci faceți și ouăle neapărat, că sunt extraordinar de bune. Nu sunt complicat de realizat. Tehnica este foarte clară. Aveți de asemenea la acest curs, aveți și partea video care explică pas cu pas tot ce trebuie să faceți. Ați văzut și modul de glazurare, pentru că contează foarte mult și cum glazurați aceste ouă ca să capete aspectul de ou natural. Tu vei vrea să te uiți la reluarea asta? Da, să știți că eu mă uit la reluare, dragilor. Și mai înseamnă alte 40 de minute. Și vrei să te culci? Sau? Dragă, e suficient. Da, deci mă trimite la studiu băiatul ăsta, n-am ce să-i fac. Deci, dragilor, dacă aveți orice întrebare, noi suntem aici, vă răspundem oricând. Orice mică problemuță, dacă doriți să, cum să spun, să faceți anumite informații despre noi, cei care nu ne cunosc, ne găsiți aici cu mare drag. Poți să lăsăm și un link în comentarii. Și neapărat, cei care își doresc să ia acest curs, să-l ia la reducere, pentru că nu va mai avea acest preț. Două cursuri. Da, două cursuri la preț de unul. Unul este cadou din partea iepurașului de Paște. Deci, bistorii, iepurașul duce. Da, e suficient, gata, mergem? Da. Mulțumim mult, Bianca, mulțumim mult și tu ești foarte dragă. Vă salutăm cu drag pe toți, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Să aveți sărbători frumoase, dacă nu ne mai auzim live. Ba da, ne putem auzi și după Paște, pentru că oferta noastră e până pe 23 aprilie. Da, vreau să urez sărbători fericite înainte de Paște. Da, dar ne putem auzi și că acum încep derile, încep multe pregătiri, multe sărbători. Da, și cu tine la biserică. Da, deci să vă bucurați, dragilor, de aceste sărbători, să vă relaxați. Probabil că vine și vremea frumoasă, să ieșiți la iarbă verde și să ciocniți câte o nouă prăjitură.
Sunteți foarte Și drăguți. dimineața, un chic sau o madrenă. Da, neapărat, neapărat. Vă pupăm cu drag pe toți. O seară minunată și vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Să aveți o masă de Paște în belșugată. Da. Gânduri bune către voi toți. Vă pupăm cu drag.